În seara aceasta aș dori să deschidem Sfânta Scriptură pentru ca să citim câteva cuvinte din Psalmul 116. Permiteți-mi să îl lecturăm împreună de la versetul 1 până la versetul 14, după care vă voi invita să cântăm de asemenea cântarea 161, Atâta Har. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu și cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții, mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor. Și voi chema numele Domnului, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului popor. Amin. Vă invit să cântăm cântarea Atâta Har. Thank you.
Înainte de a trece la la studia un segment din viața lui David, aș vrea să mai cântăm o cântare, și anume Al meu ești Iisuse, numărul 91. Dar până când vom ajunge acolo, aș vrea să trecem puțin peste tema principală a psalmului. Iubesc pe Domnul. Din ce cauză? Că îl aude. O diferență fundamentală între Dumnezeul cerului și toți ceilalți zei pe care le-au avut popoarele vreodată este că Dumnezeu a auzit cererile tuturor oamenilor. Deși Dumnezeu spune că păcatele noastre, nelegiuirile și revolta noastră pun deseori un zid de despărțire între noi și El și îl împiedică să ne asculte. Deci, pur și simplu, nelegiuirile noastre ne așează într-o cușcă unde pereții sunt atât de bine izolați, fonic, că nu se aude dincolo de cușca noastră. O mulțime de oameni care nu îl înțeleg pe Dumnezeu și care nu au experiența umblării cu El, strigă, țipă, vor să fie auziți și ascultați. Iar Dumnezeu spune, fiți atenți, dacă nu dați la o parte păcatul care vă înfășoară așa de lesne, nu se aude. Nu se aude. Bineînțeles, asta nu înseamnă că oamenii care nu știu și care totuși greșesc înaintea lui Dumnezeu nu beneficiază de ajutorul lui Dumnezeu. Există un har general care înconjoară pământul acesta ca o atmosferă sau ca aerul din care trăiesc toți oamenii care sunt de jur împrejur. Cu toate acestea, experiența ascultării o au doar aceia care se apropie de Dumnezeu cu toată inima lor. Textul spune, iubesc pe Domnul. Iubesc pe Domnul și mă rog Lui. Când mă rog Lui, El mă ascultă. Și pentru că mă ascultă, îl iubesc mai mult. El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Fraților, există un moment la ziua cincizecimii, când oamenii au trebuit să se pocăiască și s-au pocăit în ziua aceea câteva mii de oameni. Și miile acelea de oameni l-au întrebat pe Petru și au zis, fraților, ce să facem? Observați aici aceeași reacție a psalmistului. Dumnezeu a auzit cererile mele, Dumnezeu a plecat urechea spre mine și ce voi face? Ce să fac? Deci aici psalmistul spune, îl voi chema toată viața mea. Ce înseamnă îl voi chema? Ce înseamnă îl voi chema? Îl voi întreba, voi sta de vorbă cu el, voi aștepta să mă învețe. A-l chema pe Dumnezeu înseamnă a-l invita în viața mea cât timp? Continuu, toată viața mea. Vreau să vă întreb, nu e frică lui David să promită? Nu e frică să promită, îl voi chema toată viața mea? Merg mai departe. Am chemat numele Domnului și am zis, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept. Cele două lucruri împreună este Evanghelia Noului Testament găsită în Psalmul 116. Dumnezeu este milostiv, ceea ce înseamnă plin de har și drept. Harul și dreptatea, mila și dreptatea sunt împreună, reprezintă caracterul lui Dumnezeu în totalitate. Așa cum Dumnezeu s-a descoperit lui Moise, bogat în bunătate, milostiv, nu și-aduce aminte de relele sau de păcatele noastre, dar nu este în așa fel încât să fie nedrept. Nu? Nu este nedrept. Astfel încât să nu țină cont de nelegiuire. Caracterul lui e echilibrat aici. Dumnezeul nostru este plin de îndurare sau de har. Domnul păzește pe cel fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Fraților, vreau să vă întreb aici, David, zic David, voi reveni și voi argumenta puțin de ce zic David aici, dar David aici,
Când spune eram nenorocit de tot, se referă la mântuirea sufletului lui sau e vorba de niște situații în viața lui în care îi se părea că a încurcat-o? Ce părere aveți? Se referă la mântuirea lui, la starea lui în generală sau chiar a trecut prin niște situații în care i s-a părut că nu mai are posibilitatea să iasă? Este vorba de o realitate foarte concretă în care viața sa era amenințată și nu o singură dată David a văzut că n-are șansă să mai iese viu dintr-o situație. Nu o singură dată, de multe ori. Și totuși zice Dumnezeu m-a mântuit. Și când spune aici Dumnezeu m-a mântuit David, spune că Dumnezeu ne mântuiește nu numai spiritual, dar orice moment în care viața noastră este scăpată, probleme de afaceri în care Dumnezeu ne scapă, probleme de relație cu oamenii în care Dumnezeu ne scoate, de fiecare dată toate acestea fac parte din mântuirea lui Dumnezeu. Ne mântuie Dumnezeu în fiecare zi. Ne mântuie Dumnezeu la serviciu. Ne mântuie Dumnezeu pe stradă. Ne mântuie Dumnezeu la spital. Ne mântuie Dumnezeu în problemele noastre financiare. Ne mântuie Dumnezeu continuu. Din cauza asta, spune versetul 7, întoarce-te suflete la odihna ta. Știți, deseori va trebui să spunem asta sufletului nostru. Suflete, ia întoarce-te la odihna ta, că prea te chinui, prea alergi, prea te zbuciumi. Iar sabatul este un moment în care trebuie să spunem lucrul ăsta frecvent sufletului nostru. Ia întoarce-te la odihna ta. Să guști odihna și cât de bun este Domnul. Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de la cădere. Trei lucruri care arată că mântuirea lui Dumnezeu este completă. Mi-a izbăvit sufletul de la moarte înseamnă mântuirea spirituală. Doi, ochii din lacrimi înseamnă ascultarea rugăciunii după ani de zile sau poate nopți de lacrimi și de zbuciumi. Și trei, picioarele de cădere, în momentul în care vezi că te duci, te afunzi, intri în probleme că nu mai poți să scapi, Dumnezeu te scoate de acolo. Mântuirea lui Dumnezeu e completă. Și ce voi face? Din nou, după ce David trece prin toate acestea, spune și ce să fac? Și urmează al doilea angajament al lui David. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Primul angajament a fost, îl voi chema în toată viața mea. Și al doilea este, voi umbla înaintea lui. Din nou, aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea, orice om mă înșelase. Niciun ajutor nu vine de la oameni. Treaba asta trebuie să o înțelegem și să o învățăm din ce în ce mai bine. Cum voi răsplăti Domnului, deci, toate binefacerile lui față de mine? Și din nou, pentru a treia oară. Ce să fac? Voi înălța paharul izbăvirilor în laude, ca în psalmul 23. Paharul meu este plin de dă peste el, da? Îndurarea lui Dumnezeu mă va însoți în toate zilele vieții mele. Voi înălța paharul izbăvirilor. Voi chema numele Domnului și îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului popor. Este o problemă aici cu juruințele. Spuneam și altădată, am încetat să mai facem promisiuni lui Dumnezeu în biserică. Ați băgat de seamă treaba asta? Din ce în ce mai puțin ne ridicăm în biserică să spunem înaintea Domnului, înaintea bisericii vreau să fac un angajament pentru anul care vine. Pentru viața mea, pentru mine. Dumnezeu a fost așa de bun cu mine încât vreau să fac angajamentul acesta. Nu știu de ce, dar știu că Zacheu a făcut astfel de angajamente. Știu că cei mântuiți fac astfel de angajamente. Știu că David face astfel de angajamente. Ne apropiem de ziua recunoștinței, fraților. Pregătiți-vă angajamentele. Pregătiți-vă să-i spuneți lui Dumnezeu că datorită bunătății sale, viața dumneavoastră se va schimba.
Înainte de a vă invita, deci încă o dată la un segment de viață, aș vrea să citesc împreună sau înaintea dumneavoastră o propoziție pe care aș vrea să o rețineți. Este încă un motiv de laudă. Auziți? Pentru că pe aceia pe care Dumnezeu îi iartă, Dumnezeu îi face mai întâi să se pocăiască. Dați voie să repet. Pe aceia pe care îi iartă, Dumnezeu îi face mai întâi să se pocăiască. Eu am citit această afirmație nu știu de câte ori, ca să o pot înțelege, pentru că e extrem de andoaselea de cum mă gândeam eu. Și în această afirmație este un motiv imens de laudă. Deci cum e? Pe aceea pe care Dumnezeu îi iartă, nu îi ajută. Dumnezeu îi face să se pocăiască. Da? Așa zice. A, nu, am greșit. Ce am greșit? Mulțumesc. Dumnezeu îi face mai întâi să se pocăiască. Cu alte cuvinte, frații mei, Dumnezeu ne iartă pentru că ne-am pocăit. Și pentru ca să ne pocăim, ne-a dat putere să ne pocăim. Doamne, îți mulțumim. Acum, frații mei, sub titlul sau sub ideea aceasta că pe aceea care iartă Dumnezeu îi face mai întâi să se pocăiască, o secvență sau două din viața lui David. M-am uitat puțin pe comentarii să văd cine a scris Psalmul 116. Și comentatorii spun, nu se știe cine a scris Psalmul 116, dar în marea majoritate a lor spun, stilul e al lui David. Felul de a pune problema e al lui David. Gândirea lui David se vede aici, viața lui David se vede aici. Și aceasta m-a făcut să citesc Psalmul și după aceea să mă duc repede undeva la viața lui David, într-un moment de maximă tensiune. Într-un moment în care David a căzut în așa fel încât să se surprindă tensiunea din Psalmul 116. Și mie mi se pare că există un moment critic în viața lui David, în afară de momentele clasice pe care le știm cu Batșeba și așa mai departe, nu vreau să mă duc acolo. Dar este un alt moment care îmi dă de gândit tare. Întâi Samuel, capitolul 20, este la scurtă vreme după ce David fusese uns ca împărat. Deci, fusese uns ca împărat, după aceea a urmat războiul cu filistenii, David și Goliat, capitolul 17. În capitolul 18, deja Saul nu se mai înțelege cu David și tensiunile devin așa de puternice încât Ionatan înțelege că ceva nu este în regulă, iar David îi spune, tatăl tău mi-a pus de gând să mă omoare, spune David și îi spune lui Ionatan. Și Ionatan zice, nu se poate, tatăl meu nu face lucruri de felul ăsta, dar eu voi testa să văd cum este inima tatălui meu. Și în condițiile capitolului 20, spre exemplu, Ionatan îi spune lui David, da, tatăl meu e gata să te omoare și aproape că e gata să mă omoare și pe mine pentru că sunt prieten cu tine. Și după capitolul 20, David trebuie să fugă. Este pentru prima dată în viața lui David când David trebuie să fugă și nu știe încotro. Capitolul 21, fuge la Nob. Acolo este o cetate a preoților. Nu îi spune lui Abimelec, șeful acelei cetăți preoțești,
că el fuge de împărat, ci spune că este într-o misiune. Abimelec, așa cum știți, îl sprijinește cu tot ce are, îi dă pâine sfințită și sabia lui Goliat. David le ia, pleacă mai departe. Și unde se duce? De la versetul 10, David fuge la împăratul Achiș, la filisteni. De pentru prima dată când David dezertează. Vreau să observați cum gradat tensiunea este teribilă. Nu mai are unde să stea. Nu se mai simte în siguranță niciunde în poporul lui. Și fuge. Vreau să vă întreb. Lipsește ceva? Vreau să observați dacă lipsește ceva în toată această derulare istorică. Ce lipsește? Pentru că te aștepți la David să mai aibă, ceva, încă un element să mai fie prezent în atitudinea lui. Ce lipsește? Știți ce zice Psalmul 116? Voi chema pe Domnul toată viața mea. Ați observat în perioada asta că David cheamă pe Domnul? Nu. Ajunge la filisteni, la Achiș, la Gat, și raportul biblic nu-mi spune că l-a întrebat pe Domnul. Situația este așa de delicată încât nu este multă distanță și mult timp de la lupta lui David cu Goliat. Iar oamenii ăștia care îl văzuseră pe David acolo cum l-a răpus pe Goliat, când l-au văzut, l-au recunoscut. A zis, pe ăsta este eroul Israelului, ce caută la noi? Și David, de unde trecuse din frică în frică, din teamă în teamă și ajunsese la, aproape la, nu știu dacă la disperare, dar nu știu să spun, să nu spun, dar mi se pare că atitudinea lui de aici, de acum, arată că o stare necontrolabilă aproape. Spune că ultima lui soluție a lui David, când ajunge la filisteni, a fost să facă pe nebunul. Satan a obținut o biruință mare. Știți de ce a obținut o biruință mare? Pentru că David nu era un om de rând. Cine era David? Unsul, dar cine? Mai mult decât atât, era, la vremea aceea era, fusese uns ca, era împăratul Israelului. Era împăratul Israelului și în momentul acela el reprezenta pe Iisus Hristos. Când fusese pe câmpul de luptă, tânărul David spusese, tu care ești netăiat împrejur, vin înaintea ta cu cine? Nu cu săbii, nu, ci vin înaintea ta cu numele Domnului. Păi și acum unde e numele Domnului? Unde e numele Domnului? Și textul spune că David a făcut zgârieturi pe porți, mima crize de epilepsie, vedea jos, îi curgea salivă, în așa fel încât a convins pe toată lumea că e nebun. De ce nu l-a întrebat pe Domnul? Frații mei, metodele noastre întotdeauna ne conduc în zone de felul ăsta. Haideți să vorbim cu Domnul oricând avem probleme, oricând avem de luat o decizie. Haideți să-L întrebăm pe Domnul, așa cum a zis David,
voi chema pe Domnul toată viața mea. A doua idee a lui David a fost, voi umbla înaintea Domnului cât voi trăi. De ce David nu a mai avut certitudinea că Domnul se uită asupra lui? Că Domnul îl privește, că Domnul îi poartă de grijă. Din ce cauză? Unde a scăpat această imagine care era foarte caracteristică lui David? Textul îmi spune mai departe că de frica filistenilor, după aceea, a plecat și s-a ascuns în peștera Adulam. Apoi, tot de frică, a plecat și s-a dus la Moab, versetul 3, 22 cu versetul 3. Și acolo îl găsește profetul Gad. Și zice, du-te și intră în țara lui Iuda. Acolo e locul tău, locul tău nu-i pe aici. Și David, datorită profetului Gad, pleacă de acolo și se duce la poporul lui, în ciuda faptului că acolo îl aștepta sabia lui Saul. Învățătura ar fi fost că mai bine acasă, sub amenințarea lui Saul, decât să stai singur și în siguranță în Moab, în peștera Adulam sau la Filiste. Oriunde, nu, ci doar în poporul tău. Foarte interesant, în timp ce David era plecat, fugar, Saul se duce și nimicește pe toți proroci, adică preoții din cetatea Nob. Războiul lui Saul nu este un război cu David, ci începe să fie un război cu Dumnezeu. Ca un lucru particular, în capitolul 20, capitolul 22, cu versetul 20, un fiu al lui Ahimelec, preotul din Nob, fiul lui Ahitub a scăpat. Numele lui era Abiatar. A fugit la David. Și în versetul 18, ni se spune că el a venit ducând în mână efodul. Și din momentul ăsta, dragii mei, apare o întorsătură extraordinară în viața lui David. Capitolul 23. Versetul 2. David a întrebat pe Domnul și a zis, să mă duc să bat pe filisteni? Domnul i-a zis, du-te și bate pe filisteni. Versetul 6. Când a fugit Abiatar, fiul lui Ahimelec, la David, în Cheila, s-a coborât cu efodul în mână. David a zis, Dumnezeu, iertați-mă, versetul 9. David a zis, adu efodul. Și David a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, să mă duc sau să nu mă duc? Ce vreau să spun? Din momentul acesta, această cerință a lui David devine un leitmotiv. Adu. Dragii mei, mă voi opri aici în seara asta. Rugăciunea mea pentru noi toți este să învățăm să folosim efodul
pentru toate problemele noastre. Să învățăm să nu folosim pe oameni, să nu folosim influența, să nu folosim înțelepciunea noastră, să folosim un singur lucru. Biserica lui Dumnezeu are nevoie de așa ceva. Noi, în mod personal, avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de rugăciune mai mult ca oricând, avem nevoie de revelația lui Dumnezeu mai mult ca oricând, avem nevoie ca să strigăm noi înșine mai mult ca oricând, adu efodul. Dacă vom putea să mulțumim lui Dumnezeu anul acesta pentru ceva, posibil că am putea să mulțumim pentru că efodul este încă în mijlocul. Pe Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim, Doamne, înainte de orice, pentru că mai înainte de a ne fi iertat, ne-ai dat putere să ne pocăim. Și ne-ai învățat, Doamne, să învățăm din toate căderile noastre lecțiile iubirii și ale dependenței noastre de Tine. Am aflat astfel că prea mult ne-am pus încrederea în noi înșine, prea mult am crezut în oameni, prea mult am crezut în înțelepciunea lumească. Venim înaintea Ta, Doamne, să Te rugăm să ne lași efodul aici, în biserică. Pentru ca să ne poți vorbi, să ne poți învăța, să ne poți spune care este dorința Ta în legătură cu ziua de azi, ziua de mâine, în legătură cu mine, în legătură cu frații noștri de fiecare și cu fiecare în parte. Am vrea, Doamne, să-ți mulțumim pentru că ești atât de bun. Aș vrea să-ți aducem laudă pentru că ne-ai purtat cu bine, nu doar un an, ci ani mulți. Te-ai îngrijit de noi, ne-ai iertat păcatele, ne-ai dat, Doamne, pocăință și suntem aici la picioarele Tale. Ajută-ne, Tată, să Te chemăm toată viața noastră. Ajută-ne să umblăm înaintea Ta cât vom trăi. Și ajută-ne, Doamne, să vestim lucrările Tale minunate și de asemenea să împlinim toate juruințele pe care din drag le-am făcut Ție. În seara asta, încarcă-ne, Doamne, sufletul de laudă și fă să plecăm fericiți acasă, hotărâți să stăm în lumina prezenței Tale. Hotărâți, Doamne, că avem un Dumnezeu extraordinar. Hotărâți că numai lângă Tine e bine. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.